Biblia așa ne spune că biserica în lume e aceea care respectă ce Hristos la toți ne spune. Dragi creștini și frați de cruce, slujitori ai celui sfânt, am să vă vorbesc acum de o lucrare pe pământ, de o lucrare importantă ce are loc printre cei vii. Ea începe în lumea noastră, dar sfârșește în veșnicii. Toți cam știm cine este Hristosul, toți cam știm ce El a spus. Toți am vrea cu El aici, dar și în patria de sus. Dar este o cale, numai una care duce în cerul sus și aceasta e prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și toți cei ce trec prin jertfă și rămân în voia Lui, ei devin răscumpărați și copiii Domnului. Ei comunică cu Domnul, ei sunt cei dotați de El. Ei formează trupă acela din simbolul unui miel, ei devin un trup în care sunt mai multe mădulare și prin el Dumnezeu își mărește a sa lucrare. Și acest unic trup e biserica în lume ce își formează temelia chiar pe ce Hristos ne spune. Adunări sau catedrale, multe au fost și multe sunt, dar biserica reală una e pe întreg pământ. Ea din multele locașuri își adună mântuiții și așa ea se formează cu acei care sunt sfinți. Deci acela ce se luptă de a fi sfânt și credincios, ori și unde ar fi în lume, el e în trupul lui Hristos. El se simte mădular în același unic trup, simte pulsul și căldura ce hrănește întregul grup. Dar nu aceasta e realul de a fi membru în adunare. Biblia așa ne spune că noi suntem mădulare. Numai când ești mădular simți trupească disciplină, simți cerească armonie în a lui Hristos tulpină. Altfel, crezi că tu ești totul, tu ești mână, ești picior, tu ești ochi, tu ești ureche, tu ești gustul tuturor. Fals! Aceasta nu există în biserica reală. Armonia e deplină când dispare cei spoială. Sub pretextul înțelepciunii schimbă a credinței norme. Bună este disciplina, însă nu până la îngheț. Bună este libertatea, însă nu până la dezmăț. De exemplu, aceste versuri care au ceva de spus Crezi că tuturor convin? Deși iau un mesaj de sus. Sau dacă ajunge în locul unde omul e la putere, crezi că nu e contestat? Crezi că le face plăcere? Asta înseamnă să fii membru, să depinzi de cineva. Și acel cineva, de firea, nu-i cum Dumnezeu ar vrea. Dar biserica reală e acea din mădulare, Ești formează un singur trup și un stăpân, atât are. Ceilalți sunt mădulare, Ori și cum nu îi am numi, fiindcă toate au valoare ca omenirea de a sluji. Dacă ești un vârf de deget, ești un mare briliant. Doar atunci când îți lipsește, simți cât e de important. Orși ce mădular din trup nu lucrează pentru el, ci în favoarea tuturora, precum toate pentru el. Tot așa e și cu darul pus în noi ca dar de vin. El servește pentru hrana tuturor ce aici vin. Asta înseamnă deci frăție când suntem un singur trup. Chiar de am fi noi miliarde, noi suntem ca și un stup. Uită-te la o albină cum își face datoria. Uită-te la mădulare cum păstrează armonia. Spune inima vreodată, eu sunt șefa unui grup, deși lucră zi și noapte și hrănești întregul trup, sau picioarele vreodată vreun reproș ar fi adus la atâtea mădulare care spuse mai pe sus? Din potrivă, unul singur, dacă e în suferință, toate sufăr, toate striste, toate simt o, neputință. nepotință. Tot așa e și în biserica lui Ana. Armonia e de plină când dispare cei spoială. Cel ce nu-și cunoaște locul, cel ce tot nemulțumit, cel ce strică armonia trupului neprihănit, cel ce-ar vrea să facă o slujbă nefiind chemat la ea, cel care nici nu-și cunoaște care e chemarea sa, cât și cel ce îngenunchează chiar și darurile sfinte și-ar dori să stăpânească numai prin a lui cuvinte. Un cuvânt le spun, a spun care le-ar fi de folos? Ei atâta sunt doar membrii cu afiș religios? Însă în biserica reală, armonia e de plină când dispare cei spoială. De aceea, trupul lui Hristos are un singur lucru. Asta înseamnă adunare sau biserică locală, însă e cu totul altceva trupul cel spiritual. În complexul acesta mare de localuri filorite vin ca la olimpiadă, toți cu filatelic sfinte, toți au acte, toți sunt membri, toți au un cuvânt de spus, însă în puține locuri îl întâlnești și pe Iisus? Și când nu e Isus acolo, nu sunt nici darurile sfinte, nu-i nici har, nu-i nici putere, nu-i nici farmec în cuvinte. Dar acei ce iubesc lumea, cam așa le place. Firea în aceste lucruri poate să domnească în pace. Dar acolo unde sunt daruri și unde-i foc dumnezeiesc, păcătoșii nu există, ei ca ceara se topesc. De aceea îți două forțe, două lumi prin adunării. Unii cer neprihănire, foc, puternice lucrări, alții vor numai spectacol, modă, zgomot și cântări, repetiții infernale care duc la dezbinări. În biserica reală unde i trupul lui Hristos nu există asemeni duhuri și devin pe cabor jos. Fraților, avem un suflet, dacă vrem un viitor, hai să ne predăm cu toții Marelui Mântuitor! Haideți să depunem toată râvna, să nu stăm la îndoială și să fim chiar noi aceia din biserica reală. Doamne, implorăm acum ajutorul Tău divin și fă să fim cu toții mădulare însă în trupul Tău. Amin.